Bătrâna cetate din Giurgiu, din imediata vecinătate a canalului plantelor, nu mai reprezintă de mult o atracție nici pentru giurgiuveni, dar nici pentru puținii turiști care vin să viziteze urbea. Locația, care ar fi trebuit de mult restaurată, este mai nou loc de pășunat pentru vacile giurgiuvenilor și un loc propice pentru aruncarea leșurilor de animale sau pungilor cu deșeuri menajere. La degradarea a ceea ce a mai rămas din zidurile cetății, obiectiv încadrat la monument de categoria A, au mai contribuit și infiltrarea apei din canalul plantelor, lipsa pazei permanente a perimetrului, dar și inconștiența oamenilor care au privit locul ca pe un simplu teren cu câțiva bolovani pe el. Recent, cetatea lui Mircea cel Bătrân a intrat în programul național de restaurare, însă vor mai trece probabil câteva luni bune până la începerea lucrărilor. Între timp, vacile prezente aproape zilnic la cetatea din insulă își rumegă liniștite iarba. Ce rău ar putea să mai facă când deja a fost făcut?